Acum, pentru că treaba s-a complicat, va trebui să schimbăm și cablurile, va trebui să dăm rezervorul jos, să avem acces la cabluri. Acum avem acces la cabluri. Ok, acum în cazul cablurilor există două variante. Există varianta în care păstrăm cămașa și înlocuim doar lița. Există kit de reparație doar liță și cu capătul acesta. Așa. Sau înlocuim cu totul. În cazul nostru am observat și că sunt rupte aici. Și la prima vedere nu le-am observat. Așa, deci vom înlocui cablurile complet. Așa arată cablul nou. Deci este complet, complet. Cele două cabluri complete, complete. Le vom gresa înainte ca să ne fie mai ușor. O să vă explic și de ce este mai simplu așa. O să folosim VD40 și pe găurica aceasta o să pulverizăm VD și o să așteptăm până când curge pe capătul de jos. Există și o unealtă specială pentru gresat cablurile, dar bineînțeles că atunci când ai nevoie de ea, nu o găsești. Cred că am împrumutat-o cuiva și a uitat să o mai aduc înapoi. Cum nu era în plan această operațiune, nu știam că este o problemă la cabluri. Ok, a ajuns în capătul celălalt. Început să pice. Facem la fel și la celălalt. Ok, gata. Și acesta. Acum, vom începe înlocuirea din partea de jos, de la carburator. Ce vă recomand eu? Este ca dacă ați avut un traseu ok în care cablurile nu au pățit nimic, cum este cazul nostru, în care sunt chiar ok și nu au pățit absolut nimic, vom urma același traseu. Deci vom prinde cablurile fix prin aceleași locuri și le vom lega fix în aceleași locuri ca să fim siguri că este ok. Din moment ce acestea nu au pățit nimic, nici cele noi nu vor păți nimic. Facem protecția de pe cabluri. Ei, acum avem nevoie de o cheie de 10. Ok, am slăbit. Acum cablul iese fără probleme. Și avem aici un șoricel. O să-l scoatem prin el și o să-l păstrăm pentru cablul nou. Ok, am scos pe cele vechi.
acum le punem cele noi. Să nu încurcați, să aveți grijă să le puneți la fel, să nu încurcați deschis cu închis. Atât. Dacă nu sunteți siguri, mai bine faceți proba. Manșonul, să fiți sigur că le-ați pus bine. Unul a intrat. Pentru că nu avem manșoanele puse, vom lăsa capacul desfăcut aici pentru reglaje, să vedem apoi reglajul. Gata, intră și al doilea. Am pus aici provizoriu. Da, funcționează. Acum cele vechi mai aveau un zip pe aici pe undeva. O să-l punem la fel și la acestea. Să le ținem împreună. Să nu strângeți foarte tare zipurile la cabluri, pentru că ele au cămașa aceea de protecție, dar puteți să strângeți prea tare și să sugurmați cămașa aceea. Ok. Cam atât cu cablurile momentan. Acum revenim la treaba noastră cu manșoanele. Așa, acum o să punem un pic de vaselină aici, după cum am spus. Nu trebuie foarte multă. Este important pe unde pulisează și să reducă frecarea. Și de asemenea, ca să nu intre apă pe la cabluri. Nu trebuie foarte multă. Așa, la fel și la cealaltă jumătate. Așa. Acum facem proba. Da, pare să lucreze bine. Ok, putem să strângem șuruburile, punem handguardul la loc și pe partea aceasta am terminat. Ok, am terminat pe partea aceasta, ne mutăm pe partea cealaltă.